Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare de dragoste. Haideți să vedem ce planuri are persoana iubită, ce simte, ce crede, da, față de dumneavoastră. Haideți să vedem ce planuri are persoana iubită. Wow, foarte frumos! Vă vede frumoși, frumoase! Foarte frumos, cu nouăle de monede, independente, independenți, foarte frumos. Avem nouăle de monede aici, nouăle de monede, foarte frumos. Deci cineva vă vede ca o burlăciță fericită, burlac. În unele cazuri, da? Bun, este ceva care vine foarte rapid. Cavalerul de spade, doiul de bâte, este ceva de la distanță. Este cineva care vine de la distanță foarte rapid către dumneavoastră sau din străinătate. Persoana dragă este posibil să fie plecată peste hotare, da? Și să vină cu o viteză către dumneavoastră să vă vadă frumoși, frumoase în perioada asta, da? Da, wow, cad de ceva aici. Turnul, valetul de monede și luna. Da, este ceva. Vine în secret această persoană, nu se știe. Vă face o surpriză. Vine de la distanță, dar vine pe neașteptate. Primiți o ofertă aici, care vine foarte rapid. Este o veste. Vine foarte repede, nu vă așteptați, deci persoana dragă va veni cu vești foarte, foarte repede. Este ceva care, la care nu v-ați aștepta, turnul aici, ceva care va cădea. Ia să vedem cu cărțile Lenormand. Despre ce este vorba? Ce spune persoana dragă? Da? Deci vine cu ceva de la drum, rapid, în secret. Vă face o surpriză în secret, da, apare așa, posibil să nu mai fi vorbit cu această persoană de ceva timp și această persoană să apară de nicăieri. Wow, ce frumos, apare soarele, deci este o situație în care dumneavoastră ați fost singur, singure, da, v-ați descurcat singur, singure și apare soarele, brusc așa, această persoană apare brusc, nu vă așteptați, vine cu o ofertă serioasă, ceva stabil, ceva care... Nu, nici prin cap nu v-a trecut. Da, vine foarte repede această persoană. Dar aici a fost și cineva care, pentru unele dintre voi, da, sau unii, poate să fie o a treia energie, o femeie ascunsă, care a încercat să vă creeze probleme în relația dumneavoastră. În unele situații, da? Deci despre asta vorbesc cărțile. Da. Ați așteptat acest răspuns, această rezolvare, ați așteptat de ceva timp. Foarte frumos, da, deci veți avea liniște. Wow, și un noroc foarte mare, deci această relație va ajunge la căsătorie pentru unii dintre voi, dar vă va aduce și o mare, mare, mare noroc această relație, această persoană, fie el, fie ea, da? Deci vi se va schimba... destinul, soarta. Îți avem un mare, mare noroc aici. Foarte frumos. Ia să vedem. Da, vor apărea și discuții. Este ceva neclar. Veți tăia răul din rădăcină. Veți găsi soluția. Veți găsi un răspuns. Veți găsi un răspuns la o situație. Veți tăia din rădăcini. O situație neclară aici cu secera și cu, da, și cu grebla. Veți tăia din rădăcini o situație, o situație care va crea confuzie. Nu ați văzut lucrurile clar. Poate să fie vorba chiar de o a treia energie. Aici este vorba despre o femeie, da? Pentru unii dintre voi, nu este valabil pentru toată lumea. Poate să fie vorba despre zodia Pești, pentru unii dintre voi. Balanță, Vărsător, Taur, Fecioară, Capricorn, da? Berbec, pentru unii dintre voi.
este valabil pentru toată lumea aceste zodii. Da? Este o situație în care dumneavoastră clarificați și ajungeți acolo unde v-ați dorit cu persoana dragă. Și v-ați dorit de foarte mult timp. De foarte, foarte mult timp să ajungeți în această postură cu persoana dragă. Foarte frumos. Să găsiți cheia, răspunsul, rezolvarea. Sper să fi rezonat cu mesajul meu. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.